Salutare vulpițelor și vulpișorilor în episodul de azi! Angelica și Cosmin își cunosc verișorul, dar problema este că verișorul lor este o maimuță în secret. Dacă vreți să vedeți, nu uitați să dați pentru mine un mare like, subscribe, clopoțel și să înceapă mare distracție doar pentru voi! Copii, am o veste excelentă pentru voi! Azi o să vă cunoașteți un verișor. Vine pe weekend să stea la noi și o să vă și cunoască. Așadar, o să mergem la supermarket să luăm fructe și legume pentru verișorul vostru, știți? Maa, ce tare, mami! Nu știam că avem un verișor! Nu ne-am cunoscut niciodată verișorii! Da, dar o să-i cunoașteți. Mami, mămicuță, știi ce voiam să te întreb? Dar cum îl cheamă pe verișorul nostru? Are un nume foarte, foarte interesant. Poate ați auzit de el. Bine, voi nu, dar cei care se uită la noi cu siguranță. Îl cheamă Curiosul George. Ok, mămicuță, are un nume special. Mami, dar de ce e curios? Care-i faza? Și eu sunt curioasă și nu mă cheamă curioasă Angelica. Așa îl cheamă pe el, așa i-au pus părinții lui numele. Ok, mami. Păi haideți să mergem atunci la supermarket, o să conduc eu, pentru că trebuie să cumpărăm fructe și legume proaspete ca să-i dăm mâncare bună verișorului. Mami, dar mie de ce nu dai mâncare bună numai la verișorul meu? Cum adică, Angelica? Mie fructe și legume. Ba da, ți-au, dar nu mănânci tu. Ai dreptate, le dau la o parte din farfurie, mie nu-mi plac. Da, dar săptămâna aceasta numai fructe și legume mâncați, pentru că trebuie să-i arătăm verișorului că avem un stil de viață sănătos. E sănătos, mami, dar eu nu pot minți. Mănânc numai cartofi, chipsuri, ciocolată. Cum adică mănânci numai chipsuri? Eu spun ciorbică, spun pireu cu puiuț și tu ce mănânci? A, păi da, mami, da, mănânci și chipsuri. Aoleu, e bine de știut. Bun, haide să luăm un cărucior fiecare. Pot să iau niște carne să prăjesc niște mici? Nu, am zis că facem stil de viață sănătos, ia și tu niște pește, ceva. Ce vrei să-l învățăm pe verișorul la copii? Aoleu, dar fi mers niște mici și niște burgeri, mamă, mamă! Da, tăticuciule, ia tăticuciule, carne, nu asculta pe mami, te rog, mie îmi plac micii. Mami, te rog, poți să-mi iau niște chipsuri? Nu, Angelica, te rog frumos, pune chipsurile la loc. Haide, mami, nu fi nașpa. Angelica, te rog. Mămicuțo, dar vreau și niște pizza, pizza. Ia, te rog, pizza, că e cald aici, miroase atât de bine, pizza. Nu, o să luăm mere, o să luăm banane, o să luăm și măr roșu, să vedem ce să mai luăm, o să luăm niște lapte, așa, facem lapte cu cereale, niște apă plată. Iam, ce bună e înghețata asta! Mami, tati, de ce mănâncă înghețată și nouă ne interzici? Plâng, mami! Te rog, iam și mie înghețată! Bine, dar o mâncați doar acum, după ce vine verișorul vostru, mâncăm sănătos, bine? Bine, mami! O să fie secretul nostru, mămicuțo, că ne-ai luat înghețată, nici nu o să-i spunem la verișorul nostru, George. Poftim, poți să-ți iei și tu, Cosminel. Ce bună este înghețata, mami! Eu zic să-i luăm și la verișorul nostru. Poate-i luăm și lui o înghețată, hai să zicem că nu strică înghețata. Gata, hudinașule? Hai să mergem să plătim și să ne ducem acasă. Plătești tu cu cardul? Da, Foxy, stai așa să mă caut de card. Ok, bun. Copii, haideți că plătește tatăl vostru. O să pun cumpărăturile aici în mașină și este timpul Cosminel. Nu te pune la volan. Știu că nu ai răbdare, dar trebuie să mai crești. Hai de hudini și tu, că trebuie să ajungă verișorul lor. Așa, bun, hai să dăm cu spatele. Din moment în moment m-au sunat părinții lui că e pe drum. A ajuns la gară și cred că a luat un taxiu. Deci
Sper că nu a ajuns deja, că chiar vreau să-l primim cum se cuvine, nu, Houdini? Da, Foxy, sigur că da. Haide să ajungem înaintea lui, să pregătim totul. Și oare ce cameră o să-i dăm? Unde o să doarmă? Sincer, mă gândeam să doarmă cu copiii. Pe verișorul vostru, unde să-l punem? Mămicuțo, eu zic să doarmă pe jos, da? Pentru că e camera noastră și e patul nostru și e moale și ne place să sărim în pat. Ei, ce prostii vorbiți! Aveți o cameră foarte, foarte mare și poate să doarmă cu voi în cameră. Nu discutăm! Dar, mami, te rog, nu discutăm, Angelica, ia uite ce pat mare au! Poate să doarmă toți trei aici, ce are? Nu, Houdini? Da, într-adevăr, sincer, cam au loc să doarmă toți, dar cred că cel mai bine ar fi să doarmă în această cameră. Sau eventual îi aducem un pat pliant și, să stea aici lângă, dar puteți să dormiți toți în aceeași cameră. Că pe canapea nu-i confortabil și nu mai e decât camera noastră. Da, și plus că e oaspetele nostru, adică nu putem să îl tratăm urât. A, și apropo, am uitat să vă spun ceva foarte important. Verișorul vostru nu știe să umble pe tehnologie, pentru că de unde vine el nu folosește telefonul nimeni. Așa că să nu vă jucați pe telefon sau pe tablete. Aoleu, tati, da, a trăit sub o piatră în peșteră, cum să nu știe să folosească telefonul mobil? Angelica, nu-i frumos? Te rog să nu râzi de el, pentru că ei trăiesc în pădure, nu au tehnologie acolo. Poartă-te frumos, că doar e verișorul tău bine, îmi promiți? Bine, mami, nu promit! Ok, Houdini, hai să mergem, că cred că a ajuns. Cred că este la ușă. Hei, curiosul George, drăguțule, scumpule, micuțule, bine ai venit! Noi suntem unchii tăi, nu știu ce faci acolo... Bună, mătușă! Am venit în vizită! Miros pământul să văd dacă este roditor! Vai, Houdini, ce voce are! Foxy, am zis că nu râdem de verișorul copiilor noștri, dar te rog să nu râzi, că ce exemplu dăm noi așa? Dar pentru un copil are vocea foarte, foarte groasă! Știu, Foxy, dar trebuie să fim mai profesioniști! Ai dreptate, ai dreptate. Micuțule, dar ce făceai pe acolo pe jos? S-a întâmplat ceva? M-am tăvălit prin noroi până să ajung aici, de la gară venind, ca să ajung mai repede. M-am rostogolit. Oh, dar vai, trebuie să faci neapărat un duș. Haide, micuțule, înăuntru, să-i cunoști și pe verișorii tăi. Haide, Houdini, oare ce o să zică Angelica și Cosmin când o să-l vadă pe verișorul lor așa murdar? Asta este, stai să-i zic la Angelica. Angelica, Cosmin, am o vorbă cu voi. Să nu râdeți de verișorul vostru, pentru că s-a murdărit puțin, dar o să facă duș. Ce, mami, e murdar? Angelica, ce ți-am zis? Cosmin, promitem că nu o să râdeți de verișorul vostru. Abia aștept să-l întâlnești, mămicuțo. Sincer, pare un verișor de treabă. Am văzut că are chef de joacă. Nu știi ce să zic, mami? Fine-mi iau tableta cu mine. Angelica, ce-am zis? Fără tehnologie. Ai, mami, că nu-i tu nebuca de piatru. Te rog, cel puțin până îl învățăm și pe el. Bine, mami. No, haideți să-l cunoașteți, bun? Haideți, copii, nu mai fiți așa rușinoși. Veniți, veniți. Uitați, el este curiosul George. Faceți cunoștință, ea este Angelica și el este Cosmin. Voi toți trei sunteți verișori și weekendul acesta o să petreceți două zile minunate împreună. Ce părere ai, George? Bună, verișorilor! Mamă, sunteți așa amuzanți, de-abia așteptam să vă joc cu voi. Păreți de treabă, eu sunt curiosul George. Nu-i grozav, copii, sunteți de aceeași vârstă, o să fiți cei mai buni prieteni. Da, mi se pare tare, salut, frate, bine ai venit în Brookhaven. Mami, eu o să plec.
Verișorilor, haideți să vă arăt un dans de la mine din pădure, fiindcă zi de zi este fabulos și totul e miraculos. Sunt curiosul George Spectaculos, curiosul George. Mamă, ce de treabă e verișorul, îmi place de el, cred că mi-am făcut un nou prieten. Curiosul lui George mănâncă banane dimineața, la mea și seara, forță! Aaaa, ajutor frățioare, avem o maimuță în casă! Băi, cine ești tu, băi maimuță? Sunt curiosul lui George. Verișorule, nu mai mânca toate bananele, lasă banana din mână. Nu poți să cred că mănânci toate bananele. Ce e, copii? De ce urlați în halul acesta? Nu spuneai că deja v-ați certat? Mami, mami, o curioasă George e o maimuță, mami. Asta era, da, am uitat să vă zic lucrul cel mai important. Verișorul vostru, da, este o maimuță, doar suntem o familie de animale. Deci, vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul. Se pare că a apărut un nou membru al familiei și anume curiosul George, care este verișorul copiilor noștri. Sper că vă place de el și dacă vă place de el, o să mai apară în multe alte episoade. Nu uitați să dați pentru mine un mare like, subscribe, clopoțel și să aveți o zi frumoasă ca și voi. Noi ne reauzim data viitoare. Vă pupăm! Pa, pa!